normally the month you put the Anul acesta am avut o excizie a unui nodul. Se credea că este fibroadenom și în urma biopsiei s-a descoperit că de fapt este un carcinom. Am fost norocoasă pentru că a fost un carcinom ductal in situ. Există posibilitatea să apară pe alt canal sau în celălalt sân și atunci am luat decizia de a face dublă mastectomie cu reconstrucție. Am și o modificare genetică mai rară, KEK2 se numește gena respectivă. Este în studiu încă, dar scrie acolo că poate să dea mai multe tipuri de cancer. De la cancer de sân, da, până la cancer de colon. Și atunci, cea mai bună decizie a fost asta, să scoatem glandele mamare și să înlocuim cu proteze. Arată și mai bine. Psihic e foarte bine, cel mai bine. Este foarte important ca pacientele să facă un control periodic, înainte să fie descoperită această boală. Acest lucru este extrem de important pentru că în acest fel poate fi diagnosticată în stadii incipiente și atunci tratamentul este complet. Ceea ce putem noi oferi este și reconstrucția de sân, spre deosebire de alte unități, și acest lucru îl facem încă din 2015 pe un program național. Mai nou, reușim să prevenim apariția cancerului în cazul femeilor care au modificări genetice care pot genera un cancer de sân. Am descoperit acum 2 ani printr-o palpare. Am venit la domnul doctor Crăinicianu. Mi s-a făcut biopsia la nodul, după care a urmat, după 3-4 zile, am urmat operația cea mare. Eu, din păcate, am carcinom ductal invaziv G3. Am urmat chimio cu 16 ședințe și radioterapie cu 25. A trebuit să mai aștept, că nu mi s-a dat pentru operație. Am făcut analiza genetică, care mi-a ieșit BRCA1 pozitiv și la sân, și la ovare, și la pancreas. La care am luat decizia cu domnul doctor pentru a extirpa și sânul celălalt și a face reconstrucția totală. Ca și depistare precoce, din păcate nu prea educația sanitară, depistare precoce vin în stadiu mai avansate, nu vin în stadiu 0 sau 1, când tratamentul e mult mai simplu, din păcate. De asta ar trebui mediatizat mai mult. Se începe practic cu diagnostic precoce cu autopalparea, practic la baie, pe un sân care nu e foarte mare, bineînțeles. Orice modificare a sânului, dacă simți orice formațiune la palpare, o formațiune tumorală la nivelul sânului, trebuie să te adresezi specialistului. Chirurg de chirurgie generală, mergi la medicul de familie și te poate îndruma acesta. Fiindcă e foarte important ca tumora să nu crească foarte mult. Din păcate ajung cazuri aproape depășite, cu pielea invadată, tegumentul, cu metastaze deja axilare sau metastaze pulmonare, când e foarte greu de făcut ceva.